Eu aștept să-mi dea ceva. Arta trebuie să dea o stare. Eu asta le spun ai mei, băieți, dacă dai tot ce poți, faci 10.000 de oameni să plângă, dar tu trebuie să dai din tine. Că dacă dai din tine tot ce poți, tu pleci mai încărcat acasă decât te-ai dus la concert. Da, convinge. Sau fă-i să sară sus să se bucure. Dar convinge, nu? La 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 cu câți bani mă duc acasă, la la la. Ce e aia? Mi-a indus o stare din asta aseară. De a vrea mai mult, de a... deci când vă vedeam cât de perfect vă iese tot și cât de perfect e tot, mă tot gândeam, oare eu de ce nu fac mai mult în branșa mea, în meserie? Foarte bine, foarte bine, foarte bine. Înseamnă că n-a fost degeaba tot. Da, și m-ați umplut de energie. Mă bucur, mă bucur. Asta e rostul, pentru că sacrificiile noastre și prețurile care le-am plătit sunt inegalabile, nu vă duce capul. Vă mulțumim. Și eu vă mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că sunteți atenți, că ascultați și că de bine de rău mesajul meu ajunge la voi. Deci imaginează-ți că noi am început ca brigada artistică a școlii medii numărul 2 din Timișoara. Eu eram instructor muzical, am făcut o mică formație. Și acompaneam, erau elevi care cântau, nu știu ce, am câștigat locul întâi pe țară cu această brigadă. După concurs, brigada s-a desfințat, formația a rămas, că ne-a plăcut. La ora aceea ne numeam Sfinții, dar eram băieții răi ai Timișorii. Și prima înregistrare, deja am avut o compoziție în 64. Știu că mă iubești și tu. La ora aceea aveam... cântece cu de dragoste la ora asta nouă. Însă eram influențați la radio, ascultam Ventures și Shadows. Primele gitare electrice apăruseră. Și eram impresionați, ne-am făcut gitare electrice. Au apărut Beatles, Rolling Stones, Easy Beats. Imaginează-ți că când am scos, deci am luat locul întâi pe țară în 68 la Iași, la Festivalul Național Studențesc, în juriu era Cornel Chiriac, care s-a suit pe masa jurului și dansa pe masa jurului când noi cântam. Ne-a luat după festival imediat la București, la Electrecord, ne-a băgat la Electrecord, am scos primul disc. Electrecordul nu ne-a lăsat să cântăm 4 piese, era un disc mic de ale noastre, ne-a obligat să cântăm și 2 piese străine. Că se temeau că nu se vinde, știi? Așa că am cântat Vremuri și Canarul, pe partea cealaltă, Friday on My Mind și la Madonna, Lady Madonna. Ei, discul, la ora aceea Margareta Păslaru era cea mai tare și vindea 80.000 de bucăți, așa. Noi am vândut 180.000 din prima. Săraca fată. Da. Deci noi când am plecat din țară în 77, deci erau vreo 2,5 milioane de discuri vândute. Dar am fost furați în fel și chip și suntem și astăzi și nu, să nu intrăm în detalii din astea. Din dar, peisajul muzical românesc vă mai impresionează cineva? Cum să spun, în momentul în care noi în 70 am spart o gheață și am descoperit un nou drum pe care eu merg insistent și consecvent în continuare, speram ca formațiile să profite de acest drum și să vină după noi. Nu s-a întâmplat acest lucru. Mai este, mi se pare, celelalte cuvinte, încă o formație care încearcă pe drumul ăsta să vină. Sunt băieți foarte talentați. Avem în țară formații foarte, foarte bune. Din păcate, nu au o chestie personală. Este consum. Muzică, la, trece. Și puțin au niște piese care să rămână, dar există. Avem băieți care au scos niște hituri care rămân și astăzi. Flavius, ești toboșarul meu preferat. Mulțumesc. Sunt fana ta. Mulțumesc. Copil frumos ce ești.
Spune-ne povestea ta. Păi, totul a început la... La un an, nu? La doi ani. Atunci am primit o tobiță de jucărie de la o rudă. Iar de atunci pot să spun că s-a produs o schimbare în viața mea. Am înlăturat toate jucăriile, toate mașinuțele cu acea tobiță și îmi petreceam tot timpul bătând în acea tobiță. Cred că așa a fost să fie, să primești tobița aia, oare dacă nu era ruda asta să-ți dea cadoul ăsta, ai fi ajuns vreodată să bați la tobe? Chiar nu știu, dar da, să spunem că... Da, chiar am înțeles, să spunem că așa a fost să fie, mi-a schimbat... Nu știu cum să zic. Te-a orientat pe spre direcția. Sigur asta ar fi ieșit din tine. Tatăl meu oricum era toboșar. Aveam legături cu acest instrument. Iar el văzând că eram atât de atras de tobița aia, mi-a pus la dispoziție niște tobe electronice adevărate. În acel moment pasiunea mea pentru tobe a crescut și mai mult și mi-am dorit și mai mult să mă axez pe acest instrument. Câți ani aveai când ai primit tobele adevărate? La 3 ani, în jur de 3 ani, 4 ani. Iar la 4 ani am avut primul meu concert la Zilele Sfântului Gheorghe. O întâmplare amuzantă de acolo a fost că după concert toată lumea a început să aplaude, să strige, să... Așa, și, iar ce eu... Ce-ți amintești de pe atunci, că doar erai mic? Mi-amintesc doar de pe casete, ce am văzut, videouri, deci și nu mi-aduc aminte. Doar că mi-amintesc de pe urma casetelor, că în momentul în care m-am dat jos de la tobe, cum am spus, toți urlau, toți mă aplaudau, iar eu de emoții am început să plâng. Am văzut și eu filmulețul iar ăsta pe... Tatăl meu a crezut că n-o să mai vreau să am legături cu scena și cu apariția pe scenă, doar că n-a fost așa. N-a fost așa. Chibișoara! Da. Mitraliera din Carpați! Tatăl meu, văzând că am această atracție pentru tobe, a continuat să mă susțină și să mă ducă la tot felul de spectacole, la emisiuni TV, încă de mic, de mic. Și vreau să-i mulțumesc pe această cale, deoarece tot timpul a fost alături de mine și este alături de mine și acum. Și m-au susținut. Și... Un concert din ăsta adevărat, cu formații mari, când ai ajuns prima oară? Cea mai mare formație cu care am cântat și cu care cânt este Phoenix, bineînțeles. Dar am tot avut diferite proiecte. Unul dintre proiectele pe care m-am axat de-a lungul anilor a fost proiectul Drum Symphony, în care combin muzica simfonică cu rock-ul și este ceva interesant. Cum ai ajuns la Phoenix? În 2013, în urma unei apariții TV, pot să dau nume, am participat la Next Star. Acolo, ajuns în final, acolo. Da, am ajuns în final. Acolo m-a văzut Nicu la televizor și l-a sunat pe tata. I s-a pus pata pe tine. Da, l-a sunat pe tata deoarece voia să colaborăm pentru o piesă la o altă emisiune TV. Vă dați seama că în momentul ăla nu venea să cred. Deoarece s-au tot făcut legături de-a lungul anilor cu mine și cu Phoenix, adică tot timpul eram, cum să spun, fascinat, da, și fascinat, doar că televiziunile și presa făcea legătura asta între mine și Țăndărică și între... Că Nicu mi-a spus mai devreme că l-ai depășit mult și că nici la degetul tău mic nu ar ajunge Țăndărică acum. Țăndărică a fost și este un toboșar foarte bun. A schimbat, cum să spun, viziunea despre acest instrument de-a lungul anilor. Spune-mi, e talent sau e muncă sau e combinație sau care e proporția? În cazul meu... Este 90% talent și 10% muncă.
dar și munca are un foarte mare, foarte mare rol în ceea ce faci, că altfel n-ai cum să evoluezi, stagnezi. Totul e improvizație, la fiecare să-l fac. De unde vine oare improvizația? Vine de la o muză oarecare? Ai oare pe cineva, pe un număr? Chiar nu știu de unde vine, de la Dumnezeu probabil. Că asta se împlinesc 2 ani de când ai avut primul concert cu trupa. Da, este o onoare pentru mine în continuare să fiecare concert alături de Nicu și alături de băieți. Cum a fost atunci? A fost cu foarte mari emoții pentru că apucasem să facem o repetiție, nu trecusem prin toate piesele, eram cu partiturile după mine, că nu le știam încă foarte bine pe toate și țin minte că multe concerte mi-a fost frică să stau lângă Nicu. De ce? Nu știu, era fioros el așa de fel. Da, și atunci întotdeauna mă așezam lângă Cristi. Cristi era... era fiind soțul tău. Așa. Nu, Cristi Graham, chitaristul. Da, pentru că el știa piesele, îmi dădea o intrare, mai îmi făcea cu ochiul că e totul în regulă și era confortabil. Și la un moment dat Nicu a zis, dar tu ce stai acolo? Hai lângă mine! Cu burta la gură, așa cum spunea Nicu. Da, așa cum spune Nicu, eram în 30 de săptămâni însărcinată. Și n-a fost o problemă pentru el asta și trebuie să-i mulțumesc că nu-i luat cu burta ușor, da. Nu-i lucru ușor să faci turnee și concerte cu o femeie însărcinată. Până în ce lună ai fost cu ei? Până în ultima lună. Până cu o săptămână înainte am avut concert, cu o săptămână înainte să nasc am avut concert cu ei și apoi, la 2 săptămâni după ce am născut, am plecat în turnee cu bebelină după mine și... Cum au apucat durerile nașterii pe scenă? Da, întotdeauna Costin, solistul nostru, era foarte panicat când începeam să mă învârt, să sar, să băi, nu, da, panic, se renaște, dar nu acum și nu pe scenă. Cum de faci de ești atât de plină de viață? Nu știu, cred că mi-au energia în primul rând de la copii și în al doilea rând de la public. Și când îți place ceea ce faci, nu simți oboseală. Da. Întotdeauna ai fost așa exuberantă și... Da, întotdeauna am văzut muzica și ceea ce fac ca pe o curățire așa a sufletului și mi-a plăcut să transmit publicului fix exact ceea ce simt eu și sper că reușesc să fac asta și sper că le dau energie și pozitivă, că e mai important și ce fel de energie transmiți. A fost soțul tău de-ai luat-o pe calea rock-ului sau dinainte aveai? Da, soțul meu m-a... Totuși tu ai terminat conservatorul și da, așa ești om serios. Da, corect. Când l-am cunoscut pe Vladi, pe soțul meu, eram într-un quartet care se numea Pasione și cântam muzică clasică. Aveam noi și niște instrumente electrice și încercam să facem ce fac Amadeus. Dar nu eram pe calea asta. Îmi plăcea, ascultam muzică rock, ascultam Phoenix, evident. Și el... Nu te-ai gândit vreodată că ai putea cânta cu el? Nu, asta nici măcar în vis nu am avut treaba asta. Dacă au fost anumite trupe cu care am ajuns să cânt și pe care atunci când eram mică, mi le imaginam așa, mă vedeam, de exemplu, cu Sarmalele Reci, cum îmi plăcea foarte mult atunci când eram mică și mă vedeam cântând solo-ul ăla de la Telefonul Nu Mai Sună și așa. Și când, după conservator, am ajuns să colaborez cu ei, la fel și cu Dan Helciug, la fel și cu alte trupe pe care le vedeam pe canalele alea de muzică unde apăreau videoclipuri și eram înnebunită și se pare că universul lucrează și ceea ce îți dorești la un moment dat se împlinește. Însă cu Phoenix n-am putut să visez atât de sus și să mă gândesc atât de departe, însă s-a realizat. Până la urmă, cum te-ai apropiat de Nicu?
Păi nu e, nu e deloc greu să faci asta atunci când ai suflet curat și, și vede în tine un om cu, cu talent, cu potențial, cu inima deschisă. Și acum, nu știu, e familie. Nicu și Phoenix și băieții pentru noi reprezintă familie și e foarte, foarte important să colaborezi cu să colaborezi cu oameni care să fie și dragi. Chitară bas, maestrul Vladi Săteanu. Vladi, povestește-mi cum ai ajuns să cânti în Phoenix. Am ajuns să cânt prin Cristi Gram, chitaristul trupei, cu care eu aveam de mai mulți ani un proiect și nu mai am. Și mi-a propus într-o zi, așa din senin, zice, hai să cânți la Phoenix, că e locul liber de basist. Și imediat am zis da, după care i-am trimis lui Nicu niște videouri cu mine, cu câteva pasaje mai complicate din piesele esențiale și el a zis, bine, hai. Asta... Când ai într-o altă trupă pe atunci? Da, de la Salmanele Rece am venit la, la Phoenix și primul concert a fost fără nicio repetiție, adică a avut atâta încredere în mine încât ne-am sipe și ne fără nicio repetiție. Bineînțeles că mie mi-au tremurat genunchii și pantalonii și basul mi-a tremurat, dar l-am dus până la capăt din moment ce dau interviul ăsta în numele formației. Deci la toți a început cu emoție foarte mult. Da, pe este, na, dacă ești un muzician care cântă din suflet, în momentul în care ajungi într-o formație care a scris istoria și care este probabil cea mai mare trupă a acestei țări, care a fost, este și va fi, că nu știu dacă se mai... Ca și cum s-ar mai naște un Queen în Anglia, mici șanse. Mici șanse. Și totuși așa o duceți mai departe de numai. Sper, sper din suflet să o ducem cât putem de bine și ne dăm absolut toată silința. Ai putea să-mi descrii ce simți când ești acolo? Simt cam ce am visat eu când eram mic și vedeam concertele mari, cu trupele mari la televizor și cam aia, cam ce și-ar dori, ce și-a dorit adolescentul din mine care s-a apucat de meseria asta și s-a împlinit visul. Soția a venit la întrebarea lui Nicu, tu ești căsătorit? Da. Și nevasta ce face? Cântă la vioară. Adoncă. Și așa, s-a, da, exact, exact. Adevărul e că spuneam că fără ea n-ar fi atâta flacăr acolo pe scenă, așa înviorează totul. Da, păi, la un moment dat, un fan i-a zis la o sesiune de autograf, zicea, dar păi, domniță dragă, dumneavoastră sunteți Viagra pentru formația asta. Cum te-ai simțit, spune drept? Bine, confuz, dar bine, confuz spre bine. Cu toate că sunt un tip extrem de nostalgic, dar poate și de aia simt ceea ce simt când cânt, dar poate nostalgia aia reușesc să o trăiesc într-o clipă pe scenă. Cred că așa s-a tranzitat sufletul și sentimentul. Indiferent cât aș fi de obosit, indiferent cât aș fi de, știu eu, stresat poate sau nedormit, nu, odată urcat pe scenă, se încheie. Eu trăiesc fiecare cuvânt de la Phoenix. De la 4 ani n-am cunoscut altceva. Este principala mea influență și... Serios? Da, da. Părinții da. Tăi? Da. Cum spuneam, educație, acasă. Cu asta am... Prima piesă pe care am conștientizat-o a fost la 4 ani și se numește Pavel Chinezu, de pe albumul Muguri de Fluier din 1974. Da. Da. Și de atunci mi-am dorit. Și bine, după anii 90, când am început să miros viața
și Phoenix Oare a revenit în țară. Am citit de atunci și până acum, cred că de vreo 17 ori, Phoenix, însă eu. Chiar? Da, da, da. Eu mă vedeam, de copil mă vedeam, de puștan mă vedeam cântând cu Nicu. Bine, nu îndrăzneam, nu îndrăzneam să consider atât de sus. Pentru mine încă e o onoare imensă. Cum am ajuns? Din postura de organizator. Am organizat un concert pentru Phoenix, ulterior am stat cu Nicu la o poveste, la o berică și a luat chitara și am cântat împreună. În 2014. O voce foarte puternic, așa și cum stai lângă mine. Da, 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 asta e din născare. Ulterior am educat-o. Da. Ca orice instrument. Da. Mult succes pe mai departe. Mulțumesc frumos. Negru fotoșa lui ceată, toți voinici cu fruntea lată, și cu chioace groase drepte, și cu plebe cuci pe spete. Suie creasta munților, munților, cărunților. Atât timp cât suntem luați în serios și, și lumea ne ascultă și ne înțelege, rostul existenței mele și a noastre e clar. Deci avem un rost, de aceea existăm. Lumea are nevoie de noi.